Hello! Welcome to the Arca page! Bună și bine v-am regăsit pe pagina Arca! This is Romanian for migrants. Acesta este cursul de limba română pentru migranți. You are now attending a grammar lesson, the imperative. Asistați acum la o lecție de gramatică. Verbul. Lecția 9. Verbe la modul imperativ. This is a material created by ARCA, the Romanian Forum for Refugees and Migrants. Acesta este un material creat de ARCA, Forumul Român pentru Refugiați și Migranți. Ce este imperativul? What is the imperative? Modul imperativ exprimă un ordin, o poruncă, un îndemn, o rugăminte. The imperative expresses an order, a command, a suggestion, a request. Exemple, examples. Scrie, write. Nu scrie, don't write. Așează-te, sit down. Rămâi, stay. Imperativul are numai timpul prezent, pentru că implică ceva ce ar trebui să se întâmple acum. The imperative is only in present tense, as it implies something that should happen now. Imperativul are numai persoana a doua singular și plural, adică tu și voi, deoarece se folosește în comunicarea directă. The imperative is only in second person, singular and plural, meaning you and you plural, as it is used only in direct communication. So, from me to you. I cannot use the imperative to talk to myself, or to us, or to them. I can only talk to you. Forma, the form. Imperativul se formează în două feluri pentru cele două forme, afirmativă și negativă. The imperative is formed in two ways, according to the two forms, affirmative and negative. 1. Afirmativ. Forma afirmativă are un singur cuvânt. The affirmative form is composed of only one word. Acest cuvânt este forma verbului la prezent, la tu sau voi, la care adăugăm semnul exclamării. This word is the form of the verb in present tense, in you or you plural, to which we add an exclamation mark. Exemplu. Example. Verbul a rămâne. Avem 6 cuvinte. Rămân, rămâi, rămâne, rămânem, rămân. The only two which can be an imperative form are rămâi și rămâneți, which is stay and stay. For you singular and you plural. Formele de imperativ afirmativ vor fi rămâi și rămâneți. So the affirmative imperative forms will be, as we said, stay and stay. 2. Negativ. Forma negativă este compusă din două cuvinte, dintre care primul este nu. Negația. The negative form is composed of two words, of which the first one is no, the negation. La persoana a doua singular, al doilea cuvânt este forma de infinitiv a verbului. So in the second person singular, the second word is the infinitive form of the verb. That is for you, adică pentru tu. Nu pleca, don't leave. Nu rămâne, don't say. Nu spune, don't say.
Nu scrie. Don't write. Nu atinge. Don't touch. La persoana a doua plural, al doilea cuvânt este forma conjugată la prezent a verbului. In the second person plural, the second word after nu, after the negation, is the present form of the verb in you, plural. So it will be nu plecați, don't leave, nu rămâneți, don't stay, nu spuneți, don't say, nu scrieți, don't write, nu atingeți, don't touch. Acum, când folosim imperativul? So, when do we use the imperative? De exemplu, for example, in the current case, în cazul prezent, folosim imperativul astfel. Purtați mască. So, wear a mask. Adică recomandarea tuturor în această criză de coronavirus, which is the recommendation of everyone in this coronavirus crisis. Spălați-vă pe mâini. Wash your hands. Spălați-vă pe mâini. Spălați fructele și legumele. Wash the fruits and vegetables. This was all for the lesson today on the imperative form of the verb. Please follow the next lessons for more interesting Romanian. Asta a fost tot pentru lecția de astăzi despre modul imperativ. Vă rog, urmăriți următoarele lecții pentru și mai multe lecții interesante de limba română. Stay healthy! Vă doresc multă sănătate! This was your Romanian teacher, Mădălina Mihai. Am fost pentru dumneavoastră profesoara de limba română, Mădălina Mihai. This is a material created by ARCA, the Romanian Forum for Refugees and Migrants. Acesta este un material creat de ARCA, Forumul Român pentru Refugiați și Migranți. Mulțumesc!